Vineri 18 martie, elevii claselor a 11 -a și a 12 -a au aflat rezultatele la simularea examenului de bacalaureat 2016. Acestea nu se trec în catalog decât în situația excepțională în care se dorește acest lucru. Notele obținute de elevi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat sunt analizate la nivelul fiecarei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări. Prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. În urma analizei rezultatelor la simulare, inspectoratele școlare vor lua măsuri de monitorizare și control, dar și de remedierea problemelor acolo unde acest lucru se impune. Examenul de bacalaureat 2016, sesiunea iunie-iulie, va debuta în data de 30 mai cu înscrierea candidaților. Prima probă, adică evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română va avea loc în perioada 13-15 iunie, iar ultima, cea la alegerea profilului și specializării, va avea loc în data de 8 iulie 2016. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 16 iulie 2016.